Pavel Parfene. Am înțeles că sunt aici oameni care stau de 7 ore. 12 ore ne spune cineva. Dumneavoastră sunteți de 12 ore? Noi de 14 ore. Cine? Doamnul din coadă. Cine? Da, uitați ce se petrece în curtea spitalului aflat în subordinea Consiliului Județean Neamț. Uitați oameni în perfuzie, perfuzie afară. Cum stați aici? De la ora 2 ceva de ieri. De la ora 2, da. E trecut de miezul nopții, aveți peste 10 ore. La scurt timp de la apariția în spațiul public a acestor imagini cu pacienți suspecți de coronavirus abandonați ore în șir sub cerul liber, managerul Spitalului Județean din Piatra Neam, Silviu Verze, așa a anunțat disponibilitatea de a demisiona. E vineri, trebuie să fac alea 5 minute de relaxare mentală pentru că o să-mi crape o venă. Imediat comentăm. Nu se știe încă dacă la solicitarea prefectului de Neamț, cel care a luat imediat poziție după discuția cu fostul și viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț, adică Ionel Arsene, care este acum alături de noi. Bună ziua, domnule Arsene! Bună ziua, bună ziua! Colegul meu, Bogdan Pavel, e pregătit pentru dumneavoastră, vă rog. Este acolo o dispută între dumneavoastră și prefect pe tema managerului general de la spital. Îl demiteți sau nu? Nu. El și-a arătat disponibilitatea de a renunța la post. Dumneavoastră, prefectul a spus chiar că v-a ajutat în campanie. Vreți să știți părerea mea sau mă spuneți pe al dumneavoastră? Vă rog. Deci pe mine nu mă interesează ce spune prefectul, că nu m-a ajutat nimeni în campanie. Nemțenii m-au ajutat în campanie și am câștigat încă un mandat la o diferență foarte mare de scor față de contracandidat, dar nu asta este important. Actualul manager al Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț, doctorul militar Verzea, este un profesionist și un om de mare, mare calitate. Sigur că liberalii și actualul prefect își doresc să-l aducă înapoi manager pe fostul patron de pompe funebre, care a fost numit pentru 10 zile managerul Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț, pe care l-am demis imediat ce Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț a intrat din nou în subordinea Consiliului Județean Neamț. Bun, dar ce faceți cu spitalul ăsta, dumneavoastră? Pe mine mă interesează prea puțin cine e manager la spitalul din Neamț. Eu când am văzut imaginile, m-am întrebat dacă sunteți bine. Sunteți bine? Doamnă, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este o situație disperată ca la majoritatea spitalelor strigând, din țară. Arsene, în campanie, eu îmi imaginez că dacă aveți nevoie de ajutor, strigați, bună ziua! E jale la Neamț, nu mai fac față, Haideți să vă spun ce am făcut, doamnă. Am achiziționat un spital modular. Am achiziționat un spital. Atenție, domnule Arsene, că eu nu mă impresionez ușor. Vă rog, nu ridicați tonul ca să o ținem într-un ton cald. Dacă nu, nu mai dialogăm. Nu ridic tonul, doamnă. Vă rog. Nu ridic deci, tonul. Rugămintea mea este să discutăm calm, că altfel dacă ne enervăm, credeți-mă, Soltean, că nu-i cazul. Bun. Dar nu m-am enervat. Rugămintea mea, domnule Arsene, este să-mi explicați puțin de ce e situația disperată la Neamț. Eu nu înțeleg. Pare că aveți pentru că avem peste 380 de pacienți pozitivi, doamnă, la Neamț și pentru că capacitatea Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț este supraîncărcată, pentru că nu mai avem locuri în spital și eu stau cu un spital modular de 250 de paturi închis pentru achiziționat de Consiliul Județean Neamț și de Consiliul Județean Iași, pe care guvernul României nu vrea să-l deschidă. Cu autorizație de funcționare din 18 septembrie, dată de DSP Iași. Asta e marea problemă pe care o discutăm astăzi. Eu am că la mine, la Neamț, oamenii stau afară și nu pot să intre în spital, că nu mai avem capacitate, și stau cu un spital modular modern, cu 250 de paturi, din care 102 paturi de terapie intensivă, care stau goale. Și aici oamenii aceștia stau abandonați cu orele și cu perfuziile din acest motiv, ca să înțelegem ce se întâmplă acolo. Fix din acest motiv, doamnă, pentru că în Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț nu mai avem niciun loc. În triaj și peste tot este plin. Deci efectiv nu mai ai. Dar am văzut situația asta și la Cluj, la Iași de asemenea. Că stau sub cerul în fața liber. Cortului? Da. Afară noaptea? De la două. Da, doamnă. Da.
Păi să ne dați și nouă imaginile, că poate atunci vorbim și de situația de acolo. Eu vreau așa, să, pe mine mă interesează mai puțin scandalul, nu de alta, dar pare că ne certăm toată ziua și nu rezolvăm nimic. Ce se poate face, domnule Arsenie? Că mie nu mi se pare o imagine în regulă și atunci vreau să vă ajut. Deci soluția este la Ministrul Transporturilor să dă naibă odată, să semneze odată deschiderea spitalului de la Lețcani, pentru că avem cel mai modern spital din țară. Pe domnul Alexe am văzut că l-ați nominalizat, ministrul mediului, care nu semnase nu știu ce autorizație pentru a se deschide acel spital modular. Da, păi haideți să vedeți cinismul acestei situații. De peste 40 de zile, noi am făcut adrese către Ministerul Mediului și către cei de la Apele Române și către ISU să ne emită autorizația de mediu. Și ce credeți? Alaltă ieri, în data de 6, a venit adresa de la mediu în care ne spune, dacă vreți vă și trimit, că am adresa, negru pe alb, că nu este nevoie de autorizație. Păi atunci de ce mă ții, domnule, de 40 de zile închis cu spitalul ăla dacă nu e nevoie de autorizație? Păi dumneavoastră de ce credeți că v-a ținut? Din punct de vedere politic, doamnă, pentru că a fost campanie, iar domnul Alexe era contracandidatul președintelui Consiliului Județean de la Iași și nu voia ca omul, exact, și nu voia ca omul să deschidă spitalul, crezând, oamenii ăștia nu înțeleg că nu putem să jucăm politic cu sănătatea oamenilor. Niciodată. Cine eu face asta? E o supoziție. O să îi rog pe colegi să-l contactăm și pe domnul Alexe pentru un punct de vedere, că așa e corect jurnalistic. Și mai am și o întrebare. Te rog. Este acel spital, este gata, este tot. Dar medici aveți și asistente? Bineînțeles, cu tot, cu organigramă, cu stat de funcții, cu tot. Mai așteptăm doar un aviz de la Ministrul Sănătății și asta o facem din data de 18 septembrie, ca să înțelegeți cum stă situația. Bun, hai să ne uităm către... Bun, suntem acum, după ce ați primit răspunsul, ce se întâmplă? Așteptăm, doamnă. Asta se întâmplă. Deci eu vă spun că dacă până luni nu vom primi această semnătură să deschidem spitalul de la Lețcani, voi discuta cu juriștii Consiliului Județean și voi face plângere penală Ministrului Sănătății și tuturor celor care țin închis acest spital pentru abuz în serviciu și zădărnicirea tratării bolilor. Nu putem să jucăm politic la nesfârșit sănătatea oamenilor. Nu se poate așa ceva. Păi, face scandal, domnule Arsene, că dacă stați și știți asta fac, realitatea, doamnă, de acolo, nu dumneavoastră vă ajută cu nimic, spuneți, domnule, calmează-te. N-am cum să fiu calm când îmi stau oamenii cu branula sub cerul liber la Piatra Neamț și eu am investit 14 milioane într-un spital. Eu sunt pentru scandal. Conflictele rezolvă lucruri. Mă duceam în față, dacă așa e cum ziceți, mă duceam în față la București, la Ministerul Mediului, că tot eram în campanie, deci m-ar fi ajutat oricum ca imagine, da? 3186, atenție, de cazuri, că au venit și cifrele și să le traducem împreună, domnule Arsene. Nu știu câte sunt la Neamț, dacă apare... Ce să vă spun, că eu vin de la spital acum și am 3 ambulanțe pline de pacienți și abia reușim să-i triem. Am făcut adresă către CJSU, către situații de urgență, să vină să-mi pună 2 corturi militare acolo. Deci situația este disperată, doamnă, și stăm cu un spital pe care am dat 14 milioane de euro închis. Aici lăsăm la o parte toată lupta politică, lăsăm la o parte tot, e vorba de oameni. Tătaru, ați încercat să-i contactați, să-i sunați. Am încercat, dar ce-mi răspunde la telefon domnul Tătaru? Domnul Tătaru, când a venit la Neamț, mi-a pus manager de spital un patron de pompe funebre. Suntem de noaptea minții. Păi dacă atâta s-a găsit în Neamț, domnul Arsene, poate nu o fi... Atât au găsit liberalii, doamnă. Eu imediat ce am luat din nou spitalul în subordine, am pus un medic militar pe care ei, astăzi, cu scandal, vor să mi-l dea jos. Bun. Vă aștept până luni, revin la dumneavoastră să vedem exact cum s-a rezolvat. Poate se rezolvă în weekend într-un fel sau altul, ca să vă lămuriți, să dați drumul... Doamne ajută, să le dea Dumnezeu gândul bun și să... Deodată semnătura aia să putem să internăm oameni acolo. Pentru că uitați-vă, pe weekend oamenii nu se duc și lunea când vin buluc o să avem iarăși aceeași situație pe care am avut-o lunea trecută. Deci sunt chestiuni pe care oamenii nu le mai pot gestiona și vă spun că nu doar la Neamț. Peste tot în țară și o să vedeți. Mulțumesc, a fost Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.